Impact fatal la Bălți. Un bărbat de 54 de ani a murit pe loc după ce un nou pe astral, la volanul căruia se afla, s-a izbit violent de un pilon de electricitate. Alți doi pasageri au ajuns în stare gravă la spital. S-a întâmplat aseară, după ora 22. Potrivit oamenilor legii, conducătorul auto a pierdut controlul asupra volanului într-o curbă. Automobilul a lovit un stâlp de electricitate și a intrat într-un gard. Mașina a fost făcută zob, iar șoferul nu a mai avut nicio șansă. Medicii veniți la fața locului nu au putut decât să constate decesul. Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească exact cauzele producerii accidentului.